La doar 30 de kilometri de Timișoara, în localitatea Fibiș, găsim un loc de poveste. Sute de persoane s-au bucurat de vremea superbă, mult așteptată după o perioadă atât de lungă în care a plouat foarte mult. S-au plimbat printre miresmatele flori de lavandă și și-au făcut fotografii. Totul cu respectarea măsurilor de protecție cu care deja ne-am obișnuit în această perioadă. Dacă până acum fotografiile în lanurile de rapiță erau la mare căutare, vedetele acestui sezon sunt cele de lavandă. Am ieșit la lavandă cu fetele. Ați făcut câteva poze? Da, da, da. Eu nu sunt fan poze, dar le-am făcut lor. Am venit de la Timișoara cu câțiva prieteni. Ei au fost cei care voiau să venim, dar e foarte drăguț și pentru o duminică, mai ales o zi așa de frumoasă după atâta vreme în care ne-am săturat de ploaie. Poze, admirăm peisajul. Ce să zic, e plăcut aici. E aer curat, natură. Mai puțină lume, să zic așa, decât în alte locuri. E perfect, nu ne-am așteptat. Nici n-am știut că e în grădina cuiva. Ne gândeam că o fi afară în câmp, dar e perfect, arată bine, interesant. Aer curat. Aer curat, frumos mirositor, foarte frumos. N-am mai văzut atâția bondari și albine, nici nu știu, și fluturi. Cultura de lavandă de la Fibiș este deținută de o tânără familie din localitate și se întinde pe o suprafață de 1500 de metri pătrați. În anii trecuți, copiii din localitate s-au bucurat de piese de teatru în aer liber sau alte activități la care nu prea au acces. Însă anul acesta, din cauza pandemiei, totul se rezumă la o vizită în lan, câteva fotografii și un moment de răgaz pe o pătură adusă de acasă la umbră în livadă. Am creat colțul ăsta mic de rai al nostru, care în timp a devenit al tuturor, să zic așa. La noi, încă din noi, an de an facem un eveniment deschis în care lumea vine, se bucură de mirosul lavandei, de aerul curat, de tot ce înseamnă atmosfera asta de familie, zic eu. Și nu, pe mine asta mă bucură când văd că oamenii sunt fericiți, liniștiți, relaxați. Nu există niciun fel de cost dacă vreți să vă petreceți puțin timp în aer liber, printre flori și să faceți fotografii și niciun fel de obligație. Pot fi cumpărate, dacă se dorește, buchete sau aranjamente cu lavandă, prăjituri de casă, miere de la producători locali sau uleiuri cu lavandă de la cele câteva standuri amenajate la ieșire.